La fel ca în ediția precedentă, Cupa Hagi Danone 2011 cuprinde două competiții paralele. Una este destinată juniorilor legitimați la cluburile sportive înscrise și în calendarul FRF, iar cealaltă se adresează școlilor generale. Stadionul Areni va găzdui în perioada 16-17 aprilie turneul pe zona Moldovei. La competiția rezervată cluburilor se vor întrece campioanele județelor Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Vaslui și Suceava, iar la competiția destinată școlilor vor participa 32 de unități de învățământ, toate din județul Suceava. Celelalte 6 turnee zonale vor avea loc la Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Sibiu, București și Arad. Turneul final al competiției va avea loc la Timișoara, iar marea câștigătoare a Cupei Hagi Danone va ajunge la o competiție care va avea loc pe celebrul Santiago Bernabeu, stadionul clubului Real Madrid.